Elon Musk a realizat primul implant electronic într-un creier uman, implant numit telepatie. Acum, oamenii se vor putea juca pe telefoanele mobile direct din creier. Așa sună unele știri, dar nu e bine. Să mai încercăm o dată. Compania lui Elon Musk, Neuralink, a realizat primul său implant electronic într-un creier uman. De acum, oamenii vor putea comanda direct din creier câteva comenzi pe telefonul mobil, răspunde și nu răspunde sau fă o fotografie. Nici așa nu e bine. După câteva zeci de ani de la primele cercetări în domeniu și după ce alte câteva zeci de companii au reușit să implanteze sisteme electronice în creierul uman pentru a citi semnale de la neuroni, iată că, în sfârșit, și compania lui Elon Musk reușește să facă un astfel de implant. Studiile companiei lui Elon Musk vor dura aproximativ 6 ani, iar dacă sunt de succes, pacienții care vor folosi acest implant vor putea efectua câteva comenzi simple, dar vitale pentru ei, alarmă, mișcare și așa mai departe. Așa cum este și în cazul implanturilor deja existente, dezvoltate de alte companii. Da, așa e mai bine. Și cu asta am distrus și entuziasmul și audiența. Să mă uit pe statistici, să văd dacă măcar 10% dintre voi ați mai rămas până aici. Dar lui Elon Musk despre primul implant cerebral de la un om a stârnit multă emoție. Unii cred că este foarte aproape momentul în care tot vom avea un chip în creier. Nu lipsesc cei care lansează noi teorii ale conspirației, ori le readuc la lumină pe cele vechi. Specialiștii spun însă că nu trebuie să ne așteptăm la mai nimic în următorii câțiva ani. Este vorba despre o fază de testare a implanturilor, iar regulile și precauțiile sunt extrem de multe. Aceste teste pe care le face compania lui Elon Musk, Neuralink, vor fi gata peste câțiva ani, se vorbește deja de 6 ani. Și să ne uităm cum a început el. El a început la inițial cu ideea de a implanta un chip cu 1000 de electrozi, pentru că vrea să citească cât mai multă informație din creier. Despre ce este vorba? Uite pe scurt ideea. Pentru cei care vor să urmărească mai multe detalii, pot vedea un video mai vechi al meu pe același subiect. Ideea este asta. Elon Musk are viziunea că un sistem de vreo 1000 de electrozi implantați în creier ar putea funcționa ca o adevărată interfață creier-calculator. De ce? Pentru că toate gândurile noastre sunt încodate în semnalele electronice ale neuronilor și implanturile pot citi astfel, cel puțin parțial, gândurile. Dar stai, gândul nu e ceva abstract, ceva pe care nimeni nu poate pune mână, ceva ce nimeni nu poate măsura. Așa o fi când vorbim de senzațiile subiective. Sau nu. Dar nu contează pentru ceea ce discutăm noi aici. Gândul, orice formă ar avea, trebuie să interacționeze cu corpul, să îi spună în ce direcție să meargă, ce prostii să vorbească, etc. Și face asta prin intermediul semnalelor neuronale. Uite un exemplu. Ne aducem aminte un gând. De ce ni-l aducem aminte? Pentru că îl recuperăm din memoria scrisă în rețelele neuronale biologice. Memorie distribuită în interfețele dintre sinapsele neuronilor creierului nostru. Adică, chiar dacă gândul ar avea o componentă imaterială, dincolo de acest univers, oricum ne-ar plăcea nouă să credem. Faptul că el este reamintit înseamnă că a fost scris în neuroni înainte, într-un fel sau altul. Bun, sincer, nimic special până aici. Există tot felul de implanturi care toate funcționează pe același principiu. Un grup de electrozi foarte fini, vorbind de 10 de micrometri diametru, sunt implantați într-o zonă de neuroni. Cum neuronii au activitate electrică, gândul nostru ce interacționează cu ei îi va descărca și încărca electric, ca pe niște condensatori. Semnalele electrice ale neuronilor, numite potențiale de acțiune, vor fi măsurate de electrozi, cam la grămadă, nu individual de la fiecare neuron. Aceste semnale electrice măsurate sunt trimise apoi la un sistem electronic din implant și de acolo, pe calea undelor electromagnetice, la aparate electrice cum ar fi calculatorul, aparatul mobil și așa mai departe. Un alt exemplu. Oricât de imaterial ar fi gândul, dacă vrem să credem asta, la un moment dat informația lui trebuie trimisă la mușchii fizici. Iar asta se face prin intermediul neuronilor din zonele dedicate special diverselor funcții motorii, așa cum bine știu cercetătorii din neuroștiințe. De asta s-a folosit un grup de cercetători de la Universitatea Lausanne, care a reușit, anul trecut, să facă un pacient paralitic să meargă singur, gândindu-se la mișcare. Pacientul,
deși activa semnalele neuronale din zona cortexului responsabile de mișcare, nu se mai putea mișca, deoarece semnalele nu ajungeau mai departe la măduva spinării, de unde ar fi plecat apoi către mușchi. Ce au făcut cei de la Universitatea Lausanne? Au implantat electrozi în creier, în zona motorie, cu electronica aferentă. Electronica citește semnale neuronale și comunică apoi, fără fir, cu un sistem electronic de recepție implantat de data aceasta în măduva spinării. Pacientul se gândea la mișcare, electrozii măsurau, trimiteau semnalul la măduva spinării, ocolind astfel partea din sistemul biologic care nu era funcțională, iar nervii din măduva spinării spuneau piciorului să se miște. Și atunci, ce a adus nou Elon Musk? Deocamdată nimic, cred, dar sincer, nici nu era de așteptat. Ambiția lui era să pună peste 1000 de electrozi în creier, pentru a măsura cât mai multe zone de neuroni și a diversifica astfel posibilele comenzi ale interfaței. Sistemul final, cel care a fost implementat la primul pacient, are însă doar 64 de electrozi. Încă mulți, dar semnificativ mai puțin. Asta nu înseamnă însă neapărat 64 de comenzi diferite. Asta pentru că semnalul dat de un singur neuron nu este un singur gând. Gândul este o colaborare complexă de milioane de neuroni, iar ceea ce ajunge la zona unde au fost introduși electrozii este probabil un amalgam de semnale pe care pacientul trebuie oricum să le antreneze pentru a optimiza comenzile dorite. Cu alte cuvinte, să se gândească la acel lucru ce conduce la acțiunea pe care și-o dorește, în funcție de zona în care aterizează electrozii. Simplu spus, pacientul se poate gândi la o pisică ce aleargă pentru a activa comanda de mișcare, pentru că neuronii din zona în care sunt electrozii, la imaginea aceasta reacționează. Și mai e un lucru, introducerea electrozilor este extrem de dificilă. Aceștia sunt foarte mici, de dimensiunea firelor de păr, și trebuie introduși cu grijă pentru a nu sparge vase de sânge. Pentru asta, compania Neuralink a dezvoltat un robot special, care măsoară 3D în timp ce introduce electrozii. După cum vedem, mai este mult până la o interfață calculator-creier complexă. E greu, e foarte greu, pentru că vorbim de corpul biologic uman și cea mai complexă parte a lui, creierul. Dacă însă ne gândim la ce se va întâmpla peste mii de ani, peste milioane de ani, nu mă îndoiesc că astfel de interfețe se vor realiza, pentru că nu există nimic în fizică ce le-ar putea pune bariere peste care nu se poate trece. Și, așa cum îmi place mie să zic adesea, ceea ce nu este interzis de fizică se poate realiza cândva în viitor. Cu aceste gânduri vă aștept și data viitoare aici pe canal. Dacă nu v-ați abonat încă, o puteți face chiar acum, apăsând pe acest buton de abonare. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!